dus până în paralel cu safety car-ul și le-a spus, băieți, mai repede, că avem treabă de făcut. Iată, fii atent. Iată. Da, așa este. De acolo s-a ciopărțit nasul monopostului Ferrari după contactul cu Mark Webber. Nu a avut unde să se mai ducă masa. Din punctul acesta de vedere... Nu, Hamilton n-a greșit aici, e clar, ne lămurim. Pur și simplu, masa a fost proiectată în acea glisieră, nu a mai avut apăsarea pe față, s-a dus glonț în bariera de protecție, Hamilton a trecut, chiar a fost întrebat mai apoi dacă este ok, aipa este ok, el a spus că se simte în stare să termine cu...